Bună seara, prieteni, și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii noastre dedicată sportului mureșan. Avem un început de săptămână palpitant. De ce? Pentru că la Târgu Mureș se desfășoară în această săptămână, în premieră, cred, chiar pentru România, nu doar pentru regiunea noastră, un camp internațional de volei sub organizarea Clubului Sportiv Universitar din Târgu Mureș. O să discutăm despre acest eveniment la care iau parte nume mari ale voleiului mondial, alături de directorul Clubului Sportiv Universitar Târgu Mureș, Adina Salaoru. Săruminile, bine ai venit! Mulțumesc foarte mult pentru invitație și mă bucur să fiu aici. O să le spunem pentru început telespectatorilor noștri, este într-adevăr o premieră națională, bine am înțeles. Da. Că vorbim despre un camp, o tabără internațională de volei organizată nu doar la nivel mare ca și participare, ci și ca nume care sunt prezente aici. O să discutăm pe parcursul emisiunii noastre despre aceste aspecte. Da. Este o tabără sub un concept nou, aș spune, care grupează mai multe lucruri. Odată, ea nu se referă doar la pregătirea sportivilor, se referă și la pregătirea antrenorilor. Și în acest sens am încercat să investim cât mai mult în a aduce pe cineva care ne poate duce mult mai sus și ne poate ridica nivelul național. Cineva avizat, cum ar zice. Cineva avizat, da. Practic, este un proiect al Clubului Sportiv Universitar împreună cu Universitatea de Medicină și Farmacie. Un proiect la care o componentă o are și Federația Română de Volei. Cum ați reușit să accesați sau cum v-a venit ideea unui astfel de proiect? Ideea din spatele campului e destul de simplă, pentru că eu venind din sportul de performanță mi-am dorit și mi-am pus întrebarea ce am putea să facem să ridicăm nivelul voleiului românesc. În condițiile în care tu ai Da, am fost în echipa națională de mai bine de 10 ani și am fost și în echipe alături de colege care veneau din alte țări. Am văzut la un moment dat și cred că avem foarte multe lucruri de îmbunătățit din punct de vedere tehnic în voleiul românesc în general și cred că avem nevoie în de... Românesc, în voleiul românesc ca și concept de echipă sau în voleiul românesc ca și jucătoare tinere care se formează pentru voleiul de performanță. Ca și concept de pregătire tehnic și atunci când spunem concept de pregătire tehnic, trebuie să ne referim în special la categoria tânără. Pentru că dacă nu asimilăm, nu asimilăm tehnic corect elementele, în timp nu putem să ajungem la performanță. Practic e vorba de acel ABC al voleiului, exact. Nu că da. Bănuiesc că la asta te referi. Haideți să detaliem puțin ceea ce înseamnă camp în această primă parte a emisiunii noastre. Revenind la ideea de bază, am pornit cu acest eveniment în ideea de a face ceva în plus pentru volei din România. La CSU Târgu Mureș avem și un centru de excelență, care prin definiție cred că ar trebui să contribuie... De 10-11 ani sau de timp. Da, din 2011 înființat și cred că... Până la urmă, asta este misiunea lui, de a contribui semnificativ la dezvoltarea voleiului. În cadrul activității lui, practic, unele dintre cele mai bune jucătoare de volei din România au trecut pe la Târgu Mureș și s-au format aici. Vorbim despre Ioana Baciu, vorbim despre mine, vorbim despre Rodica Buterez, care joacă acum, vorbim de multe jucătoare, vorbim de multe jucătoare care au ajuns în echipa națională a României. Și de aceea cred că misiunea acestui centru este să investească cât mai mult în formare și să își dobândească această calitate de școală pentru antrenori, pentru jucători și să mergem spre excelență. Și atunci am pornit cu ideea aceasta, am ajuns la o tabără de vară care, în final, din fericire, a devenit un proiect mult mai mare decât ne-am fi imaginat. Și anume, prin parteneriatul cu Federația Română de Volei, ea s-a transformat și într-un curs de perfecționare pentru antrenorii români de juniori, doar de juniori. Un curs prin care antrenorii își dobândesc licența anuală pe următoarele două sezoane. Dar, pe lângă, să zicem așa, recompensa asta de licențiere efectivă, am încercat să creăm un program care să vină într-adevăr în ajutorul antrenorilor la modul aplicat.
nu vrem să creăm un cadru teoretic neapărat sau nu doar teoretic, ci vrem ca acest curs de formare să fie o structură, să fie ca și structură un curs aplicat. Adică antrenorul să intre în sală, să se uite la sportiv, antrenorul invitat să îi explice practic ceea ce înseamnă, nu știu, lovirea mingii, poziția jucătorului. Chiar astăzi am rămas fascinată de tot ceea ce înseamnă detaliile pe care acești antrenori le pot da la fiecare mișcare. Care sunt numele mari? Trebuie să le împărtășim și telespectatorilor noștri. Cu siguranță mulți dintre ei urmăresc voleiul. Avem încă nostalgia acelei frumoase echipe de cupe europene pe care o aveam aici la Târgu Mureș în urmă cu ceva ani. Poate o să apucăm să discutăm și despre aspectul ăsta. Exact. Este vorba despre cuplul celebru care gestionează acum centrul de formare de la Vakıf Bank Istanbul, cea mai bună echipă din lume, aș zice, la echipa, ora actuală. Echipa unde joacă Alexa Căruțaș. Da, așa s-ar părea. Da. Așa s-ar părea că la anul ar juca acolo. Unde urmează dar să s-a format aici. Dar s-a format aici. Și este vorba despre cuplul Franca Bardelli și Giuseppe Bossetti. Sunt doi antrenori care au fondat un club în Italia, clubul Orago, și au ajuns la Vakıf Bank Istanbul acum aproximativ 5 ani. De atunci coordonează tot ce înseamnă formarea jucătorilor. Ei au antrenat, din ce știu, și la echipa națională a Italiei, în echipa de tineret sau chiar echipa sau prima reprezentativă. Cred că este foarte important să menționăm că Bossetti Giuseppe este cel care a dus la un nivel foarte înalt jucătoare precum Eleonora Lubianco. El le-a format. Francesca Piccinini, jucătoare care în 2000 la Berlin au devenit campioane mondiale. Deci avem în față un colos. Eu citindu-i CV-ul și știind deja destul de multe informații despre descoperitor el. Descoperitor de talente. Da, am zis, dacă vine Bossetti Giuseppe la Târgu Mureș, i-aș pune efectiv covor roșu și e o onoare pentru mine să fiu în preajma lor în acest moment, în aceste zile. Pe lângă cei doi avem și un preparator fizic, specialist în pregătire fizică, și cred că este foarte important ca acest camp, dacă vrem să vedem lucrurile din punct de vedere sportiv la nivelul de complexitate la care sportul este în momentul de față, cred că trebuie să investim mai mult și în partea aceasta de pregătire fizică și în ceea ce înseamnă antrenamentul mental. Suntem deficitari acolo, Adina? Da, cred că avem, bine, odată nu ne putem compara probabil ca și dotări, ca și infrastructură, dar cred că trebuie în special să ne schimbăm puțin mentalitatea și să ne actualizăm informațiile. Pentru mine e foarte important și ca și personal să rămân mereu inspirat. Mereu să am o sursă de inspirație care să mă ducă mai departe, să-mi ofere perspective noi, să pot să văd lucrurile din alt unghi și practic să mă duc mai sus. Cred că asta e cel mai important. Asta își propune campul să facă pentru sportivi și pentru antrenori. Cumva să-i motivăm, să ieșim din, să zicem, o stare de semiletargie, poate, și să ne mobilizăm. Din cotidianul ăsta cu care am fost obișnuiți. Da, să ne mobilizăm și să plecăm de la Târgu Mureș și inspirați și să zicem, wow, am învățat niște lucruri, vreau să le aplic. Cred că informațiile pe care le-am asimilat aici o să mă ajute să dezvolt mult mai bine juniorii pe care îi antrenez acasă. Cum a fost privită această idee? Cum e privită venirea la Târgu Mureș din exterior, nu de către voi, de către organizatori, a unor antrenori atât de celebri? Adică se înghesuie antrenorii de volei să îi aibă lectori, profesori? Sincer, am avut emoții la început. Că mie mi se pare că e un camp, dacă îmi dai voie, oarecum de nișă. Un camp așa, exact. Adică nu e adresat, nu e la liber, nu e open. Da, da, da. Ați încercat să construiți ceva mai aparte. Da. Că de aia se și numește, este și organizat de un club sportiv universitar și are universitatea în spate, adică nu e chiar deschis pentru toată lumea, am dreptate. Exact. Nu? Sportivul care vine la International Volleyball Camp trebuie să aibă un nivel minim ca să poată participa.
Din păcate, nu este o tabără de vară care este deschisă tuturor, adică tuturor copiilor, și nu este o tabără care pune bazele voleiului, ci ea se referă ele și se consideră deja făcute. Da, celor care au un minim nivel pentru a putea participa. Pentru că și antrenorii care vin au nevoie de sportivi cu care să poată lucra. Și atunci, exact. Asta pe de-o parte, și pe de altă parte, noi am vrut să aducem un plus, în special sportivului de performanță. Adică cel care își dorește să facă performanță, deja a trecut printr-un anumit triaj de-a lungul timpului și și-a descoperit vocația asta de sportiv de performanță și își dorește în continuare să investească în el. Și atunci, da, este un eveniment de nișă, un eveniment care încă trebuie promovat și înțeles așa cum, adică la nivelul la care este. Pe de altă parte, am avut emoții în special cu antrenorii, pentru că am crezut că fiind un eveniment la care se plătește totuși o taxă, antrenorii vor fi reticenți. Cum e și normal, de altfel. Da, cum e și normal. Antrenorii vor fi reticenți. Spre surprinderea mea, și am fost surprinsă foarte plăcut, avem peste 100 de antrenori în momentul de față la Târgu Mureș care vin să se perfecționeze în cadrul acestui camp și pentru mine este o bucurie imensă că, de fapt, premisa de la care am plecat a fost infirmată în final și vreau să le mulțumesc, efectiv, și le-am și mulțumit tuturor celor care au venit la Târgu Mureș și au crezut în acest eveniment. Mulțumesc, o să luăm prima pauză de publicitate. O să discutăm în partea a doua despre ce înseamnă prezența acestor sportive. Ne interesează și cine participă. Și iarăși o să încerc o paralelă, de exemplu, cu handbalul, unde antrenorii în handbal, antrenorilor români nu prea le place să le fie predate sau să le fie date lecții de către antrenori străini. Dar aici, într-adevăr, avem o explicație. România a predat de-a lungul timpului handbalul altora, nu invers. Publicitate, revenim.